discuție cu jurnaliștii pe care am pregătit-o astăzi, Mihaela Țimina, este acest eveniment, da, sper să nască un dialog constructiv, așa cum suntem obișnuiți să avem în acest spațiu. Încă o dată, bine ați venit și cuvântul organizat. Mulțumim! Mulțumim pentru găzduire la cea de-a doua ediție. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici cu noi la cea de-a doua ediție a acestor întâlniri. Pentru cine este pentru prima oară, să fac așa o poveste pe scurt a ceea ce vrem noi să facem aici. Împreună cu colega mea de la Air Report, cu Corina Găzbănu, am avut o idee despre cum să facem, să promovăm cumva mai mult jurnalismul de politică externă, de politică internațională. Și ne-am gândit că o serie de întâlniri cu jurnaliștii care fac știrile externe ar fi binevenită. Am consolidat această idee împreună cu prietenii și colegii de la Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români, reprezentată de Marian Voicu, astăzi aici, care de altfel va și modera discuția din seara aceasta. Și astfel s-a născut conceptul Journalism and International Affairs, care se află la cea de-a doua ediție. Am discutat și la prima ediție probleme cele mai interesante și cele mai relevante probleme din spațiul internațional. La fel vom face și astăzi. Avem trei subiecte și trei speaker. Fiecare speaker va aborda câte un subiect. Dar despre asta o să las mai mult pe colegul meu, Marian Voicu, să vă vorbească, să vă prezinte speakerii și să începem discuția. Te rog. Bună seara, vă spun și eu. Mulțumim că ați venit în număr atât de mare. Mulțumim gazdelor pentru amabilitate și pentru acest loc excepțional. Cum spunea și Mihaela, ne-am gândit să punem în prim plan jurnaliștii, nu analiștii, și nu cei care lucrează cu materia primă pe care o furnizează jurnaliștii, de multe ori lăsați în tarul secund, în ceea ce privește politica externă, care începe să devină o rară misiune în România, am crezut, e necesar să-i punem în valoare, pentru că riscăm să ne politizăm. Atât timp cât, din diverse motive, patronul de presă spun că este prea scump, și este scump, într-adevăr, după care spun că este irelevant sau publicul este interesat, ceea ce este extrem de fals, așa că poate reușim în felul acesta să îi facem și pe cei care gestionează fondurile și editorial au puterea de a trimite oameni din teren să stăgnească astfel de pasiuni. Dan Cărbunadu a început neamta la Mediafax, a lucrat în presa scrisă, la Adevărul, la Adevărul, în televiziune, la TV1, la TVN. Este de mult timp director la Calea Europeană. Va vorbi despre problema frontierelor și despre criza Uniunii Europene stemită de criza refugiaților. Mihai Melinescu lucrează la TVR, îl puteți vedea la matinal, în fiecare dimineață. Trebuie să vă treziți la fel de devreme ca și eu, dar la moment se trezește pe la 3, la 4 în redacție, dar dacă faceți un efort, îl vedeți în fiecare dimineață, proaspăt. A lucrat pentru CNN World Report, este specializat la TVR pe știri externe și a avut și șansa să stea în Statele Unite, corespondent al televiziunii române. Deci Avandu este unul dintre puținii cu adevărat freelancer, adică nu este freelancer în pauza dintre două joburi, cum greșit să înțelege la noi. A lucrat pentru BBC, a făcut posturile de presă din România, a fost la referendumul din Crimea, atunci când se vota alibirea la Rusia, a fost în Transnistria și în Siria, din următorul motiv pentru care ne va vorbi despre criza siriană. Iar Mihai va vorbi, bineînțeles, despre alegerile americane, care sunt deja un spectacol anul acesta, mai mult decât oricât. Formatul acestor dezbateri, am gândit să ne inspirăm din TEDx, adică fiecare va avea maxim 10 minute. Prelegerile vor fi una după alta, după care vom avea o oră, să sperăm, de dezbateri. Suntem în transmisiune directă la Privesc EU și la Calea Europeană și le mulțumesc pentru acest gest. Am avut și colegi de la Chișinău care erau interesați de această dezbatere. Deci, cine vrea să vadă un grup de urmări, o să-i dau cuvântul lui Anchel Bulanda. Mulțumesc, Marian.
fost pentru invitație, pentru la doamnelor și a domnilor. A fost o zi, cel puțin pentru mine, ca jurnalist, foarte plină de evenimente de substanță, frumoase. Mă bucur să revăd nu doar participanți la acele evenimente, ci chiar organizatori, mă refer acum la doamna Mircea, care nu doar că și-a luat în serios rolul de coordonator al și șef al Comisiei de Afaceri Europene, dar a și dat un plus de creativitate și de substanță acestei comisii, așa am început ziua în această ordine. Am fost apoi la dezbaterea în Institutul European, foarte interesantă, făcută și găzduită de tine de această dată pe tema egalității de gen, sub egida UNEP și vin de la SNSP, unde de asemenea se discută despre euroscepticii și viitorul Europei Unite, așa că nu pot decât să mă bucur ca jurnalist interesat, nu neapărat și specializat în afaceri europene, că astăzi particip la o dezbatere pe teme și pe teme europene legate de frontiere. Și dacă Uniunea Europeană a pornit în perioada, așa să spunem, de glorie, ca nu neapărat ca la o renunțare de, la frontiere, ci la o punere în comun a resurselor și dacă privim frontierele ca și o modalitate prin care noi putem să fim uniți și nu modalități prin care creăm noi ziduri, poate fi un bun început. Și în orice caz vedem asalturi la frontierele europene, sunt modalități diferite. Frontiere europene, aș spune, și la frontiere NATO, pentru că atât frontiera estică, precum și frontiera sudică, greu încercate ambele, nu sunt doar provocări pentru Uniunea Europeană, ci și pentru Organizația Nord-Atlantică. Am văzut de aminteri că pe zona de sud, după ce și pe zona de est au pus astfel de mișcări, NATO se implică în sprijinul Turciei, spre exemplu, având ca și, până la urmă, beneficiar indirect și, și Europa. Avem un Consiliu European, în care, iată, liderii europeni încep să discute despre ce se întâmplă la frontiere, cum vor fi gestionate fluxurile de migranți și cu toții poziția României față de această chestiune. Dincolo de nuanțe, aproape la unison, liderii noștri au susținut opinii contrare majorității, spunem, nordului european legate de cote, soluții legate de cote. România a fost printre puținele țări, dar în orice caz prima voce care a contat, care încă de la debutul crizei migrației, atât de gravă la acea vreme când Angela Merkel spunea că e mai gravă decât criza grecească, puțin înțelegeau ce a vrut să spună. Acum astăzi vedem cu toți efectele, sigur că România sa le simte și în planul politic intern, iată cât contează să ai o frontieră bine păzită, îți păzește și procentele electorale, de ce nu? Și spunea domnia sa că este foarte important să avem atenție la criza migrației, dar România la acea vreme, în Consiliul European, trecut, poate într-un fel nedrept, nu neapărat în România, dar în Europa, din această perspectivă, în planul 2, spunea că trebuie să ne îngrijim la sursă, să încercăm să ajutăm țările sursă, țările de tranzit, pentru a scădea într-un fel presiunea care cădea pe umerii Europei. Noi nu avem decât doi afgani care au plâns la venirea în România, când au aflat unde au ajuns, și apoi încă vreo câțiva care sunt în centrele din Galați. Avem o opinie publică inflamată și să închid repede partea asta de migrație, pentru că frontierele europene, chiar dacă va legate doar de migrație, înseamnă mult decât atât. Avem 82% dintre români care sunt împotriva cotelor obligatorii, asta după ce politicienii noștri au rulat foarte mult pe tema asta, privind refuzul de a accepta cote obligatorii, bineînțeles, apoi acceptarea opiniei majorității, așa cum a fost ea formulată în Consiliul European. Este Uniunea Europeană doar despre frontiere? Dacă privim din perspectivă românească, am spune că totuși da, pentru că libertatea de circulație este pentru români singurul beneficiu pe care îl clamează în toate sondajele de opinie, în toate eurobarometrele, ca fiind ceva real, ceva ce simt. E un mod dureros să recunoaștem însă acest lucru, pentru că au luat la propriu această libertate de circulație și știm cu toții că au ajuns 3-4 milioane dintre, să spunem, cei bine pregătiți în orice caz, să muncească sau nu doar să studieze în orice caz în alte state europene. E bine, ce se întâmplă acum? Cât de buni europeni suntem atunci când apărăm granițele? Ce înseamnă când o țară precum Germania ajunge să încalce în mod evident acordul de la Dublin și să spună că își asumă într-o primă fază cel puțin cât mai mulți migranți pentru care are nevoie, neașa, una dintre explicații, sigur, pe lângă cea a educației religioase a doamnei Merkel, fată de pastor, care, mă rog, a existat o analiză în presa germană care încerca să explice de ce este atât de primitoare cu migranții. Sau ce altă explicație economică, Germania avea nevoie de forță de muncă și atunci ce mai contează aproape de la Dublin, nu-i facem înțeles de origine, lăsați-i să vină la noi. După care
ne închidem granițele, nu mai avem nevoie de ei, haideți să-i trimitem acasă. Foarte multe oscilații care în plan politic pot fi înțelese la un moment dat, dar care produc efecte, produc efecte asupra maselor și există o legătură, iată, între modul în care gestionezi frontierele și modul în care îți poți crește la un moment dat fluxul de sau curentele extremiste, naționaliste, care ajung la un moment dat să facă politică, să preia puterea, de ce nu, în state considerate a avea o totuși o tradiție democratică. Și atunci există foarte multe conotații, nu doar de natură, iată, de securitate. Am văzut o țară precum Franța, aproape îngenuncheată de amenințări teroriste generate și de modul în care s-au generat, s-au gestionat frontierele, frontiere externe ale Uniunii Europene sau frontiere interne. În spațiul Schengen se circulă liber, asta se poate vedea ce înseamnă să ai o frontieră deschisă, dar să nu ai colaborare între serviciile de informații, ce înseamnă ca libera circulație să poată fi folosită ca și libera exprimare dintr-o altă perspectivă, împotriva statului democratic și, de fapt, împotriva cetățenilor și împotriva siguranței. Vedem că asta se întâmplă și în regimuri autoritare, sau în orice caz cu reguli mult mai stricte, nu doar de comunicare, dar și de funcționare democrației, cum se întâmplă în Turcia. Se întâmplă însă și într-o țară precum Franța, unde libertatea de opinie și libertățile politice sunt mult mai evidente. Putem rezolva chestiunea siguranței doar păzind mai bine frontiera? Am văzut un Frontex care se vrea reamforsat. Am văzut NATO care trimite nave în Marea Egee pentru a ține într-un fel spatele Turciei. Este suficient acest lucru? Se pare că nu. Este această criză încă una din șirul celor care au dus Uniunea Europeană pe o nouă etapă de dezvoltare? Unii spun și mă număr dintre cei care cred că nu putem așeza această criză a securității frontierelor, dacă vreți, în rândul altor categorii de criză care au adus la o Europa mai bună sau mai puternică, pentru că testează o zonă foarte sensibilă a Uniunii Europene și sper să nu ne întoarcem în evul mediu, deși am văzut țări respectabile din vestul Europei care sunt tentate să nu doar să suspende temporar acordul Schengen, dar chiar să ridice garduri de adevăratelea cât mai înalte, cât mai rezistente și genul ăsta de lucruri n-au cum să nu creeze efecte. Nu știu dacă m-am încadrat în cele 10 minute sau dacă mai am. Mai am? Bun. Atunci, pentru că nu vreau să abuzez de atenția noastră, probabil că vă interesează subiectul, că a fost anunțat și atunci sigur că aș putea să mai adaug câte ceva. În mod normal, noi privim această frontieră, mai ales că avem de gestionat a doua frontieră terestră externă a Uniunii Europene, peste 2000 de kilometri, 2070 de kilometri, bine securizată, zicem noi, mai puțin securizată, cred alții că alt motiv, nu știu ce ar putea fi. O fi sau nu fi norocul nostru că n-am fost în spațiul Schengen acum, în această, să spunem, poartă care traversa dintr-o parte altă Europa? Nu știm, dar ceea ce ne interesează foarte mult este ca totuși coeziunea Europei să nu se piardă și oscilațiile pe care unele state europene reușesc să le aibă pe această temă ar trebui să fie o sursă de îngrijorare. Am văzut multe dintre opinii ale unor state membre puternice care au fost preluate la distanță de 2 sau 3 zile, inclusiv pe această temă, de la Comisia Europeană. Asta înseamnă că există o legătură între aceste metode de a conduce Europa, metoda comunitară pentru care România a luptat foarte mult, versus metoda interguvernamentală, cea în care statele mai puternice uneori știu să-și impună punctul de vedere. Dar toată această derută, toată această panică, mai mult sau mai puțin controlată, generată de amenințările teroriste, generată de iată 1 milion de oameni străini care au ajuns în Europa, ar trebui să ne creeze totuși îngrijorare. Noi românii părem oarecum periferici și ca dezbatere, și ca poziționare, și ca interes față de această chestiune. Pe noi ne preocupă prețul cartofilor, ce s-a mai întâmplat în spital din România. Avem multe, mă refer la ceea ce percepe societatea, cât de pregătiți suntem noi, de fapt, să gestionăm astfel de teme. Și mă tem că nu suntem foarte pregătiți și mă tem că ignoranța în care noi stăm ne poate surprinde la un moment dat nepregătiți. Asta nu înseamnă că nu avem instituții care se ocupă de chestiunea asta, dar nu este suficient. Avem nevoie totuși și de o societate care să înțeleagă ce înseamnă Uniunea Europeană, să nu excelăm într-un eurooptimist din acesta de tip, spunea Vasile Dâncu într-un interviu pe care mi l-a acordat, că românii privesc Uniunea Europeană ca pe un fel de Moș Crăciun, de aceea se și entuziasmează repede românii când se apropie Crăciun, adică în fiecare zi în care stăm în Uniunea Europeană, dar își pierd repede entuziasmul când văd că, de fapt, în sacul din Moș Crăciun nu este atât de simplu să culegi diverse chestiuni
Și se vede inclusiv în materie de securitate. Deci când este vorba să fim solidari și să acceptăm anumite soluții europene, gen cote de migranți, tolerantul popor român spune că totuși 82% mai bine nu. Și atunci este o responsabilitate și a mediei, dar și a politicienilor și a unor instituții cu atribuții în acest domeniu să explice exagonilor, de fapt, ce înseamnă frontieră. Deci, de fapt, ce înseamnă Uniunea Europeană, de ce am intrat noi aici, care sunt avantajele, dar și care sunt responsabilitățile noastre. Nu putem lua exact ca un copil dintr-o supă, doar morcovi și cartofii și fideluță. Nu vrem astăzi și așa mai departe. După care ne întrebăm de ce ajung voci precum ale unor lideri din Austria sau Germania să spună bine atunci. Dacă nu vreți să fiți solidari pe chestiunea asta, ne mai gândim la fondurile voastre de coeziune. Și bine că n-am avut. Ce anume? Și bine că n-am avut dreptul să facă. E adevărat, dar nici nu suntem ca Slovacia care merge până la Curtea Europeană de Justiție ca să lupte cu cotele de frontieră. Din perspectiva pazei frontierelor, România, cel puțin până în acest moment, stă foarte bine. Sigur, asta nu este un motiv care să ne bucure la nesfârșit. Pe de altă parte, dacă ne gândim la frontiere doar ca la niște ziduri și omitem faptul că avem totuși alte milioane de români a căror siguranță, spre exemplu, depinde de modul în care alții își păzesc frontierele, referindu-le de acum direct la cetățenii români, iarăși ar trebui să fie un motiv de gândire. Cine și cum îi apără pe acei români? Ar fi însă ideal, și nu trăim într-o lume ideală, dar ar fi bine să ne gândim la chestiunea asta. Spunea Jeremy Rifkin, și place să citesc mereu din fostul consilier Romano Prodi, consilier american, că merită să mori pentru visul american, dar pentru cel european merită să trăiești. Sperăm să ne menținem și noi pe aceeași linie, dar pentru asta e nevoie de solidaritate. Să nu mai gândim doar la zecile de milioane de germani, sau la zecile de milioane de români, sau la zecile de milioane de francezi, ci să ne gândim că suntem 500 de milioane de oameni care trăiesc pe o piață comună. Ne place să spunem asta, că suntem cea mai mare piață, că suntem cel mai puternic PIB al lumii, că suntem cei mai educați, că suntem la drumul civilizației, dar când este vorba de solidaritate și în materie de securitate ar fi un subiect, ne zăvârâm fiecare dintre noi în camera în care ne aflăm și cine a rămas afară să se descurce cum poate. Nu cred că asta este viitorul și cred că astfel de discuții ne pot ajuta pe noi cei interesați de aceste domenii să înțelegem în primul rând ce se întâmplă și să știm să întrebăm pe liderii noștri pe viitor cam ce au de gând de fapt cu viitorul nostru, pentru că toate aceste lucruri care țin de frontieră, pentru că de frontieră vorbim astăzi, nu se pot schimba în bine sau în rău peste noapte, dar pot avea efecte pe termen lung și atunci e bine să cântărim de două ori înainte de a tăia. Cam asta este. Dacă aveți întrebări sau comentarii, promit să nu plec până nu se termină activitatea. Și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumesc. Incredibil că libanezii, de exemplu, care sunt 4 milioane, 4 milioane și jumătate, reușesc să vină de rău să găzuiască 2 milioane, cel puțin de sirieni, mă rugeți, turcii 2 milioane și jumătate, cel puțin, și în Uniunea Europeană, cu 500 de milioane de locuitori, intră în colaps când avem această problemă a 1 milion de migranți. Vor fi mai mulți. Mihai Găimescu ne va introduce la atmosfera americană, visul american, Donald Trump și Hillary Clinton se pare că vor fi cei care se vor confrunta în final. Nu chiar. Donald Trump președinte sau Hillary președinte este, imaginați-vă un client din acela pe care îl luăm prin supermagazine, unde vedem o ofertă fantastică, 80% discount, și cu un asterisc mic. Și în josul paginii sunt de obicei foarte multe lucruri scrise în fond foarte, foarte mic. Doar dacă, 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 dacă. Cam așa e și cu ei doi. Donald Trump ajunge să fie în primul rând nominalizat și în seara asta aș vrea să discutăm despre nominalizare. Până la cursa pentru Casa Albă se pot întâmpla foarte multe lucruri. Deci Donald Trump poate ajunge președinte dacă își domolește discursul, ceea ce s-a întâmplat deja. Dacă bate palma cu cine trebuie și face alianțe în interiorul partidului care în momentul de față este împotriva lui, ceea ce nu se întâmplă la Republicani, și dacă iese matematica. Și o să vedem imediat de ce. Hillary poate ajunge să fie nominalizată dacă nu mai apare un scandal sau nu este reprospătat unul dintre cele două, una dintre cele două mari controverse în care ea este implicată, o problemă cu
mail-urile pe care le-a scris și le-a primit în timp ce era secretar de stat și în cealaltă problemă cu reacția sa și prestația sa ca secretar de stat în timpul crizei libiene. Deci și aici sunt niște probleme de dat. Deci așadar, marea miză în acest moment, în 2016-le american, sunt convențiile. Convențiile care nominalizează efectiv candidatul fiecăruia dintre cele două mari partide. Cum știm, în America, independenții sau partidele regionale nu au, practic, acces real la Casa Albă. Bun. Și ca să ajungem la acele convenții, suntem acum încă în faza alegerilor scrutinelor pentru nominalizare. Și astea sunt de două feluri. Sunt alegeri primare și caucusuri. Alegerile primare sunt exact ce le spune numele. Sunt niște alegeri în care oamenii sunt îndemnați să-și voteze candidatul preferat. Acum începe o întreagă debatură a matematicii, pentru că la ei lucrurile sunt foarte complicate. Și o să vedem imediat de ce. În alegerile primare pot vota fie de la stat la stat, pot vota fie membrii unui partid, să zicem pentru republican, votează numai republicanii, dar anumite state permit să voteze toată populația înregistrată. Și pentru unii și pentru ceilalți. Adică, eu nu sunt înregistrat, spre exemplu, la un partid, la Partidul Democrat, dar mă duc să votez cu Sanders sau cu Hillary. Dar condiția este să nu fiu înregistrat în niciun partid. Bun. Caucusurile sunt niște întâlniri mult mai informale, să zicem. Sunt niște întâlniri care sunt organizate în orice fel de spații mari, pot fi săli de sport, pot fi primării, pot fi săli de conferințe, unde oamenii se adună efectiv și începe un fel de joc de țară-țară de mostași. Adică de multe ori, colectivitățile se împart efectiv în grupuri, unii într-o parte, unii într-o parte, fie că e vorba pentru același partid, fie că e vorba pentru cele două partide. Iarăși, depinde de la stat la stat, este o matematică îngrozitor de complicată. Și primarele sunt și ele deschise, caucusurile sunt și ele deschise și închise, exact cum spuneam mai devreme despre alegeri. Pot vota, pot participa la acest întâlnit și unii și alții, sau doar unii sau doar ceilalți. Principale deosebiri și asemănări. Alegerile primare sunt un scrutin. Ele sunt organizate de statul respectiv, de stat, de autoritățile statale. Caucusurile sunt organizate de partide. Alegerile primare sunt mai scumpe, pentru că iarăși este un scrutin, se fac comisii de vot, cabine și așa mai departe, secții de votare. Caucusurile trebuie chiar iată o sală de sport. Nu e mare gânță. Primarele pot fi într-o zi, dar oricine poate veni în acea zi, în orice moment, să voteze. Caucusurile sunt un pic mai complicate. Se strânge toată lumea la o anumită oră și votează și se împart și se duc. Primarele sunt mai scurte, țin. O zi, cum am zis, caucusurile pot să se întindă pe zile sau chiar săptămâni, până când se hotărăsc oamenii care, unde, fiecare, ce grup se duce. De regulă, la primare votează mai degrabă moderații. La caucusuri votează activiști. E logic. Cine s-ar duce să piardă timpul, să stea o zi, două, trei, patru, cinci în săli de sport și în primării pentru o cauză? Oamenii care sunt foarte, foarte convinși de respectiva lor opțiune politică. Ca să vă mai faceți o idee, procentual vorbind, în 2012, la precedentul scrutin prezidențial, la primare, în Statele Unite, în medie, s-au prezentat 52,8% dintre cei cu drept, americanii cu drept de vot. La caucusuri, 6,5%, cu o maximă de 17,9% în Iowa, care e un stat foarte important. Bun. Ok. Ce se întâmplă la convenții? Până la convenții, în primul rând, fiecare stat are un număr de delegații. Democrații au 4763, republicanii 2472. Fiecare dintre candidați trebuie să atingă peste jumătate din aceștia. Cum stăm acum? Hillary Clinton are 1606, un rest de 2308. Donald Trump are 1273 și încă sunt nealocați 1601. Sunt o grămadă de cifre, le putem discuta la dezbatere dacă vreți. Inclusiv nominalizarea acestor delegați este un proces extrem, extrem, extrem de complicat. Democrații alocă
un număr de delegați fiecărui stat, bazat pe contribuția acelui stat la campaniile precedente. Republicanii au o chestie fixă. Sunt 3 pentru fiecare district dintr-un stat. Să zicem, pentru fiecare, ar veni pentru fiecare județ al României. Democrații au aproape 500 de așa numiți superdelegați. Superdelegații sunt politicieni, autorități, guvernatori, foști aleși, care nu depind, nu sunt obligați să aducă votul așa cum au fost mandatați de alegători. Ei pot vota cu cine vor în convenție. La republicani ar fi, ca și corespondență, ar fi 150 până în 200 de membri ai Comisiei Naționale Republicane, sunt cei care practic conduc Partidul Republican. Ca să mai înțelegem puțin, dincolo de a intra în alte amănunte, repet, putem să le discutăm și eventual la dezbatere, dacă vreți, trebuie să înțelegem de ce există acest sistem. Democrația americană nu este o democrație directă. Este o democrație indirectă. De ce? Pentru că cei care au gândit sistemul electoral american au vrut ca statele cu populație mai mare să nu fie favorizate, să nu fie favorizate în fața celor cu populație mai mică. Și atunci s-a gândit acest sistem, pe de o parte, de alegeri primare și de nominalizare, iar mai departe, din momentul în care se știu cei doi nominalizați, ideea de colegiu electoral. Și atunci fiecare stat este alocat un număr de electori. Și s-a întâmplat ca votul popular național să fie diferit de acest vot electoral. Mai este un lucru. Noi suntem obișnuiți să ne referim la Statele Unite ca o țară, pentru că în mediul ăsta trăim. În Europa avem țări, fiecare cu limba ei, fiecare cu identitatea ei. America este un continent. Este un continent de state. Ei vorbesc aceeași limbă și sunt diferențe mai mici în engleza din Wyoming față de engleza din Texas, să zicem, decât cazul, eu știu, dialectelor italiene sau spaniole. Dar identitatea acestor state este foarte clară. Ca să vă dau un exemplu. Capitala Washington DC este între statele Virginia și Maryland. Virginia este conservator, republican, Maryland este democrat. E mai bine să ne referim la republicani și democrați drept conservatori și progresiști, pentru că ei au altă stânga și dreapta, probabil că cu toții știți, ei au altă stânga și dreapta decât noi. Bun, ca să închei, mai am timp? Un pic, bun. Care este miza convențiilor? Dacă după următoarele alegeri primare și caucusuri se atinge, fiecare și atinge numărul de delegați, toată lumea e liniștită, convenția devine un eveniment de media, de PR, în care, practic, jocurile sunt făcute. Dar este foarte posibil să nu se întâmple chestia asta. Dacă unul dintre candidați, la fiecare partid, la democrați, pericolul este destul de puțin. Hillary pare destul de îndreptată spre nominalizare. Dar la republicani nu sunt deloc jocurile făcute. Pe lângă cei doi prinși de până acum, Donald Trump și Ted Cruz, se pare că are o puternică ascensiune, un tip pe care lumea nu prea conta până acum, John Kasich, este guvernator. Și ideea e că dacă niciunul dintre ei nu obține peste jumătate din delegați, avem o așa numită convenție deschisă sau convenție contestată, în care fiecare delegat face ce vrea. Și e ce. Așa ceva, ca să vă dați seama care e impactul și de ce alegeri și de ce convențiile din iulie sunt mai spectaculoase decât scrutinul din iarnă în sine, așa ceva nu s-a întâmplat din 1932, când a ajuns la putere FBI. S-a ajuns aproape în 2008, când Obama și Hillary erau foarte aproape prin iunie, o lună, două înainte de convenție. Dar o convenție deschisă n-am avut din 1932. Să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc! Interesant. Trebuie să învățe ceva din sistemul politic românesc. Mircea acum lucrează pentru Ministerul de Investigații foarte urmărită, în premier, la Antena 3. Acolo a descărcat oamenii aventuri din Siria, a filmat printre curzii, lucrătorii curzii din Siria. Te rog, Mircea. Da, am adus un filmuleț. Da, am
scutește de 3 minute de vorbit. Dacă l-aș fi despre... Păi, acolo. Unde? Pe net. Este un filmuleț, este o mică, mică parte, 2 minute din material pe care l-am filmat în Siria și o să înțelegeți după ce ne uităm puțin la el, de ce l-am adus în seara asta. Ia să vedem aici. O să fie la Mac, deci pentru noi asta e o tehnologie nouă. Dă-i un screen. Și Oalat, numele lor de război, sunt doi din România, din București, care anul trecut nu aveau absolut nicio conexiune cu Orientul Mijlociu. Mai mult, niciunul dintre ei nu știa unde este Kurdistanul, ce înseamnă curzi, ce se întâmplă exact în Siria. Au intrat ca noi fost pe internet, numai că drumul lor de acolo a fost foarte diferit. Am îmbrățișat această cauza curzilor despre care aș dori să vorbesc astăzi câteva minute, mai ales pentru că astăzi s-a întâmplat un eveniment foarte, foarte important în Siria. Și de acolo, într-un mod extrem de simplu, un traseu pe care eu l-am refăcut anul trecut în vară și apoi m-am întors pentru emisiunea premieră să și filmez mai mult, am ajuns din București mai puțin de 72 de ore, nedetectați de nimeni, în prima linie a conflictului din Siria. V-ați intra cum se poate asta? Foarte simplu. Să ajungi în Siria, deși de aici, de la București, pare foarte complicat și foarte periculos. De fapt, în realitate, este destul de simplu. De aceea, momentan, se estimează că sunt undeva între 7 și 10 mii de luptători europeni în Siria. Cei mai mulți, într-adevăr, de partea statului islamic. Românii, din câte mi s-au confirmat, din surse și de la comunicații oficiale pe care le primim și noi ca jurnaliști de la SRI, SIE și așa mai departe, am avea 5 luptători de partea statului islamic, acești doi tineri care sunt de partea curzilor și ar mai fi
între 5 și 10 persoane care nu se știe exact din ce motive s-au dus în Siria să lupte și de partea cu exact. E o problemă foarte gravă și cred că e grăitor faptul că sunt români acolo, sunt români în Siria de o parte și de alta baricadei. A trebuit să ne dea de gândit, a trebuit să ne gândim că Siria și conflictul de acolo nu este atât de abstract, nu este o știre externă pe care noi o acoperim într-un mod nejustificat. Sunt români care luptă acolo. Avem și am avut la un moment dat 15.000 de cetățeni români în Siria. Mai avem, după datele oficiale, urme între 8 și 10.000 încă acolo. Femei, copii, cetățeni români care s-au căsătorit în Siria sau și așa mai departe. Deci, Siria și cea mai arzătoare problemă din acest moment este mai actuală și mai aproape de România ca niciodată, aș crede eu. Ca să vă spun puțin despre curzi și de ce m-am dus interesat de acest fenomen. Kurdistanul pe mine m-a apasionat încă din facultate. Nu știam foarte multe, dar îmi plăceau imaginea, îmi plăceau culorile, îmi plăcea limba și când am ajuns prima dată acolo am fost pur și simplu fascinat de ce se întâmplă. Sunt circa 40 de milioane de curzi, etnici curzi, împărțiți între 4 țări mari, o minoritate mai mică în alte două țări, între Irak, Siria, Turcia și Iran. Se împart în două, vorbesc două dialecte ale limbii kurde și ceea ce este surprinzător pentru mulți oameni pe care îi întâlnesc și le spun prima dată de curzi, este că arată complet diferit și se comportă cu complet diferit atât social cât și politic față de imaginea pe care noi le vedem venind dinspre Orientul Mijlociu. Adică sunt foarte seculari, sunt de orientare politică majoritatea de stânga, în afară de Irakul, de Kurdistanul irachian, care momentan este foarte pro-american. Acolo se întâmplă niște lucruri mai complicate, Barzani și așa mai departe, dar curzii cu care am stat eu, în cei care erau în Siria și cei care erau în tabelele de antrenament din Irak, erau curzi de orientat de stânga, orientat spre așa afiliați, oarecum a spune eu și îmi asum asta după ce am petrecut timp cu ei, afiliați ideologic pe cacaului, ceea ce le convine și nu le prea convine, pentru că în același timp curzii, acești curzi din Siria care luptă românii, sunt singurii, sau poate printre puținii care cu adevărat țin piept statul islamic. Și am văzut asta când au eliberat Kobane, am văzut asta când au fost, așa cum mai amintiți, acum un an, pe muntele Sinjar, când au fost acea minoritate yazidită, pur și simplu asaltată de ISIS, curzii au fost acolo. E drept, au fost și curzii din Irak și au mai fost și alte forțe, dar așa, pe lung, ei țin greul lupte, ei am fost în prima linie și să nu vă imaginați că au nu știu ce resurse, adică noi aveam echipament de protecție mult, mult peste ce aveau ei ca luptători zi de zi, luptau practic în Adidas și cu niște arme cu care eu n-aș fi mers, nu știu, nici până în următorul oraș și cu alea luptau zi de zi. Astăzi s-a întâmplat un lucru extraordinar în Siria, referitor la curzi. Acum câteva ore și-au declarat independența. O independență cumva federalizare, numesc ei, în Siria, cantonul Rojava, unde erau și românii ultima dată, un canton pe care ei cumva speră să țină în interiorul unui stat sirian care se va reorganiza, un fel de autonomie, dacă vreți, cum am avea noi în Ținutul Secuiesc. Dar, ca și în Ținutul Secuiesc, ca și acolo, sunt foarte mari probleme etnice. În primul rând, li s-a tăiat tot elanul de un comunicat de presă dat de Departamentul American, de Departamentul de Stat American, foarte târziu azi noapte, în care Departamentul de Stat American a spus clar că nu sprijină nicio formă de federalizare și nicio formă de separare. Mai mult, clar, guvernul la Damasc a spus nici nu vrem să auzim de asta. Turcia, cu toții știm ce poziție are când vine vorba de curzi, a mai fost și atacul de la Ankara, revendicat de curzii turci și, în același timp, ca ultimă picătură pe această independență a lor, la Geneva se întâmplă încă o negociere destul de intensă, la care curzii, evident, n-au fost limitați. M-ați întrebat și mă întreb și eu, sincer, și nu știu să vă răspund, poate reușim să ne răspundem împreună în seara asta, atunci cum se aplică acest standard dublu? Curzii sunt cei care luptă împotriva statului islamic, de care cu toții ne temem
și de tot, cu toții vrem să, să dispară această problemă din Siria și în același timp nimeni nu îi sprijină. Sunt foarte, foarte multe explicații, cauze, probleme, însă eu personal nu am găsit un răspuns definitiv la, la problema asta. Apoi, ca să trec în următoarea temă pentru care am fost invitat în seara aceasta, era vorba despre refugiați și despre Siria și relația pe care Siria o are momentan cu Arabia Saudită, cu Turcia, cu Iran, cu țările vecine. Eu nu sunt un specialist pe geopolitică și de obicei nu vorbesc pe analize, vorbesc doar din reportaje cu oameni care vorbesc la fața locului. Tot ce pot să vă spun e că am lucrat pe acești refugiați și am stat săptămâni întregi și în Siria, și în Balcani, și pe unde, pe unde s-a putut. Am încercat să întreb pe oamenii care vin din Siria de ce nu stau în Turcia. A fost o întrebare firească. De ce nu merg către țările din Golf? E drept, ne-am întrebat niciodată de Arabia Saudită specific, dar am întrebat despre țările din Golf. Și răspunsul a venit oarecum firește, pentru că în Turcia lucrurile sunt atât de rele, încât diferența între ce se întâmplă în Siria și ce se întâmplă în Turcia, cu calitatea vieții lor de zi cu zi, cu perspectivele și oportunitățile pentru care le au pentru familie, sunt îngrozitoare. Cu toții știm abuzurile și încălcările dreptului omului în Turcia, cu toții știm în ce tabere sunt, ați văzut reportaje numeroase. E drept, e puțin ipocrit din partea noastră să judecăm, am putea să spunem bine, dar sunteți în siguranță în Turcia, nu vă bombardează nimeni. Însă, dacă ne-am pune pentru o clipă în locul lor și eu, dacă aș avea o familie și copii, nu sunt sigur că aș vrea să rămân în, în Turcia, în condițiile în care în Turcia momentan aș fi refugiat și aș face tot posibilul să ajung undeva mai bine. Deci e, trebuie să cumva să ne gândim la, la această problemă într-un context puțin mai mare. Dacă ar fi să ne gândim cu referire la Arabia Saudită, acolo nu trebuie să vă dau decât un exemplu foarte practic. Acum 3 luni aveau disponibil un post de călău. Deci dacă e cineva în sala asta care s-a aplicat pentru statutul de refugiat într-o țară care angajează oficial călăi, atunci vă sugerez să vă duceți să vă bucurați de, de condițiile din țara respectivă. Eu unul n-aș face. Dar în ceea ce privește influențele pe care aceste țări le exercită asupra Siriei, ele sunt într-adevăr uriașe și se resimt la fața locului. Am avut ocazia pentru acest material să vreau să iau un interviu prim-ministrului, așa zisului Canton Rojava, atunci era așa zis de astăzi oficial, mi se pare, și îmi spunea foarte clar că sunt presiuni internaționale foarte mari. Am vorbit cu Saleh Muslim, reprezentantul curzilor din Siria, s-a întâlnit cu noi și ne-a explicat foarte clar că orice decizie pe care el o ia pentru curzii sirieni trebuie verificată și aprobată de curzii din Turcia, de curzii din Iran și așa mai departe. Să nu vă imaginați că în aceste comunități nu sunt oameni dincolo de teoria conspirației sau agenți de spionaj și așa mai departe, presiunile politice. Astea sunt pe comunitățile mici, pe actorii mici. Dacă vorbim de actorii mari și vorbim de diferența între sunniți și șiiți și sunt oameni aici care probabil știu mai multe de chestia asta, atunci lucrurile se complică în timp. Dar încă o dată, eu fac reportaje de la fața locului, vorbesc cu oamenii din teren, asta e ceea ce mi-au spus, asta e ceea ce vă pot arăta. Dacă aveți întrebări, dacă aveți răspunsuri la întrebările pe care și eu mi le pun, cu mare drag sunt aici să le dezbatem. Am 10 minute? Imaginea pe care o am eu e cea cu femeile curde care luptă împotriva fundamentaliștilor, evident bărbații, dar știi ce se spune? Este mare, mare problemă ca lucrător, există dacă ești o lună femeie curdă. Nu ajungi în paradis. Paradoxal la cele 72 de virgine, adică ce e cumva... Și deschidem sesiunea de dezbateri, vă spun un mic secret că prima care s-a scris în carnetul meu de ban, este doamna Ana Mircean, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, care m-a trebuit să plece, cum înțeleg, este St. Patrick's Day și are de onorat o altă invitație. Comentarii și întrebări. Mulțumesc frumos, o să vin aici, lângă dumneavoastră, ca să vă pot privi că, în primul rând,
această clădire devine un mediu foarte drag mie, pentru că pe unde, unde este gaza noastră? Nu ești? Așa. Pe 7 martie am sărbătorit aici un proiect care a fost foarte drag mie și este în continuare foarte drag mie, ratificarea de către România a Convenției de la Istanbul. A fost proiectul meu în calitatea mea de parlamentar de referință al României la Consiliul Europei și noi am reușit să fie și Senatul, care a fost cameră decizională, să ratifice pe 29 și înainte să plec eu la Paris, unde am dat raportul la Consiliul Europei că și România a ratificat, am sărbătorit aici, fiind singura sărbătoare pe această convenție de atunci. Eu vă mulțumesc foarte mult și vreau să apreciez gazdelor și dumneavoastră individual și colectiv pentru că vă interesați și de partea de politică externă, de afaceri europene, o temă care, într-adevăr, de foarte multe ori se tot spune că se vinde greu ca și știre. Dar din experiența mea, nu numai pe politica externă, eu când am venit acasă din Statele Unite, petrecând acolo 5 ani de zile, 3 ani la studii și 2 ani ca și avocat pe Wall Street, m-am mers spre politica externă și trecând oarecum din politica externă generală către politica de afaceri europene, fiind din, de când sunt eu membru în Parlament din decembrie 2012, membru al Comisiei pentru Afaceri Europene și de anul trecut din februarie președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Cameră, am descoperit de fapt ce înseamnă, sau redescoperit, dar descoperit în substanță ce înseamnă afacerile europene. Și câteva comentarii, dacă mi se permite, pe cele două teme importante din seara aceasta. Sigur, legat de alegerile din America, eu trebuie să fiu full disclosure aici. Eu sunt absolventă de Yale Law School. Hillary e Yale Law School. Suntem amândouă în aceeași lampai, deci nu pot să-mi doresc decât că o să câștige numai nominalizarea, ceea ce cred eu că o să câștige, dar și președinția, sperăm noi. Legat de refugiați, dar am menționat mai devreme și probabil și dacă aveți întrebări, sigur vă pot sta la dispoziție. Eu vreau să vă spun și poziția pe care noi am avut-o la Comisia pentru Afaceri Europene, dar am menționat cotele. Eu vreau să vă spun cu mândrie că noi, însemnând Comisia pentru Afaceri Europene din Cameră, pentru că Senatul a fost restant, noi am avut curajul și înțelepciunea, spun eu, să ne împotrivim cotelor permanente și ulterior mecanismelor permanente, că nu era wise să faci lucrul ăsta la nivelul Uniunii Europene. Motivul pentru care și-am dat opinii în acest sens sunt opiniile adoptate în iunie de către plenul Camerei Deputaților, că așa funcționează. Opiniile sunt adoptate la Comisie și după aceea merg în plen și plenul transmite către Comisia Europeană. Pe toate opiniile care au fost în avalanșa, cum ești vreo 6 am dat pe problema migrației. Motivul sau câteva motive pentru care noi ne-am împotrivit. 1. Solidaritate, corect, dar respectând valorile și principiile inclusiv ale Tratatului Uniunii Europene, unde spune foarte clar respectarea principiului voluntariat. Deci solidaritate, dar totuși respectă și principiul voluntariatului fiecărui stat membru. 1. 2. Cotele permanente, mecanismele permanente, și astea sunt argumente pe care noi le-am susținut, repet, în iunie. Dacă mi se îngăduie și nu vreau să abuzez de timp, dar vă împărtășesc din experiența de la prima mână. Sunt convinsă că dumneavoastră, ca și jurnaliști, știți și aveți informații mult, mult mai documentate și mult mai vaste decât mine ca și Ania, dar eu vă spun din interior și discuțiile formale și opiniile formale, dar și cele informale, cu motivul că Dan aici a criticat puțin ce a făcut în România. Uite, la Luxemburg, eu am făcut minoritate de blocaj și ajung și acolo, apropo de mecanismele permanente. Deci, noi am spus dintotdeauna că nu este neapărat soluția cu o cotă, deci când judeci contribuția unui stat membru, în această perioadă, și aici este o părere personală, dar argumentată din foarte multe discuții pe care, având la bază foarte multe discuții pe care le-am avut și off the record și on the record, ce-ar fi să eficientizăm acele hotspot-uri? Noi astăzi știți câți migranți au fost procesați din acele hotspot-uri? Din 1600.000,
rușinoasa cifră de sub 1000. Mai corect spus, între 500 și 800. Erau acum câteva săptămâni. Deci înainte de a merge pe următoarea, pe următorul nivel, să ai mecanisme permanente, ce ar fi să pui în aplicare mecanismele, codele pe care deja le-ai adoptat la un anumit moment. Un alt argument al nostru, și s-a dovedit a fi un argument corect, când analizezi contribuția unui stat, uită-te în integralitate, nu se reduce numai am luat 1000, 3000, 4000, nu. Noi am argumentat din punctul de vedere al României că atunci când te uiți la contribuția noastră, ce-ar fi să te uiți că eu apăr